Salariul, o chestiune pe care cei mai mulți dintre noi o așteaptă lunar, o chestiune pe care suntem tentați să o oferim cât mai consistentă. De ce? Pentru a ne asigura traiul și confortul zilnic, pentru a ne oferi liniștea zilei de mâine, pentru a ne poziționa într-o firavă ierarhie socială, pentru a ne simți recompensați pentru participarea într-un mod sau altul la bunul mers al societății și oare pentru mai ce. Dacă ne gândim la salariu și la bani în general, reprezintă doar un mijloc, o unealtă, pentru a intra în posesia unui anumit lucru. Deci, la prima vedere, salariul ne oferă un confort material prin obiectele pe care le achiziționăm, însă ne poate asigura și un confort psihologic pentru un anumit timp. Totodată, cu ajutorul salariului, putem atrage mai mult decât simple obiecte, cum ar fi experiențele trăite într-o excursie, accesul la un studiu de calitate sau chiar influența prin corupție. Indiferent de motive și de modul de cheltuire, ar părea că am ajuns complet dependenți de salariu. Cum s-a ajuns la asta? Întâi de toate trebuie să ne aplecăm asupra etimologiei cuvântului salariu. Termenul salariu provine din latinescul salarium, care înseamnă o cotă de sare. Practic, în loc de bani, oamenii erau plătiți în sare, deoarece pe vremea Imperiului Roman sarea era o importantă monedă de schimb, fiind denumită și aural. Pentru că nu existau frigidere, sarea era extrem de importantă pentru conservarea cărnii. În timp, oamenii nu au mai fost recompensați cu sare, ci cu bani, însă o bună parte din ei se duceau tot pe sare. Era anul 1200 când francezii au preluat termenul sub forma salaire, cu sensul de plata unei munci. Cuvântul salariu este de obicei folosit atunci când plata se face regulat, adică săptămânal, lunar sau la fiecare jumătate de lună. Când plata se face la fiecare jumătate de lună, adică la 15 zile, salariul se numește quinzaine, din franțuzescul quinzain, derivat din cuvântul din franceză quinze, care înseamnă 15. Totodată, prima plată se numește și avans, iar a doua lichidare. În fine, în funcție de structura și tradițiile diferitelor economii, remunerația este de obicei stabilită prin mecanismele economiei de piață libere sau influențată de alți factori, precum tradiția, structura socială, vechimea în muncă. Unele țări impun prin legislație un salariu minim pe economie ca o încercare discutabilă de a preveni exploatarea angajaților cu salarii mici. În unele cazuri, remunerația e stabilită prin negocieri colective duse de sindicate în numele angajaților. Legea mai prevede în unele țări ca pe lângă plata în bani să se acorde și tichete de masă, bonuri cu valoare financiară ce pot fi folosite pentru achiziționarea de produse alimentare. Acum să ne uităm puțin la legislația care privește salariile din România. Salariul brut, conform codului muncii, reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. În România, orice angajat care a semnat un contract de muncă va plăti o anumită sumă la stat, în funcție de salariul brut. Procentul de salariu brut care revine salariatului se numește salariul net, iar restul venitului se împarte în funcție de legislația în vigoare în următoarele categorii: CAS, adică contribuția pentru asigurări sociale de stat, care reprezintă venitul redirecționat către casa de pensii, aproximativ 10% din salariul brut, relativ la legislația de actualitate. CASS, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, care reprezintă procentul care revine sistemului public centralizat de asigurări de sănătate român, adică aproximativ 25% din salariul brut, relativ la legislația de actualitate. CASJ, contribuția de asigurări sociale împotriva riscului de șomaj, care reprezintă procentul redirecționat către fondul de șomaj și este de aproximativ 1%. Impozit pe venit, care înseamnă aproximativ 16% din salariul brut, dar este calculat după achitarea contribuțiilor sociale. Taxele pe care le achităm se pot vedea cel mai bine în sistemul de pensii, sistemul medical și de învățământ. După cum știm foarte bine, spitalizarea este gratuită în România, la fel și tratamentul și procedurile efectuate în spital. Totuși, gratuitatea se aplică doar în cazul persoanelor asigurate, adică în cazul persoanelor care achită contribuția la sănătate. În cazul elevilor sau al studenților, aceștia sunt asigurați fără a plăti taxe. Învățământul este de asemenea gratuit. Acest fapt scutește beneficiarii de sume imense pe care, în caz contrar, le-ar investi în educație. În ceea ce privește învățământul universitar, situația se schimbă puțin. Gratuitatea nu este totală, dar orice universitate de stat oferă un număr limitat de locuri bugetate. Cât despre taxele pentru locurile nebugetate, acestea nu sunt foarte mari comparativ cu alte țări, începând de la 2000 de lei. Bineînțeles, politica de taxare diferă de la facultate la facultate. De asemenea, odată ieșit la vârsta de pensionare, orice individ care a lucrat pe baza unui contract de muncă va primi lunar o sumă de bani numită simplu pensie. Aceasta diferă în funcție de vechime și de contribuția pe care persoana a avut-o în economia țării. Așadar, taxele pe care le plătim au scopuri exacte și pot fi vizibile în multe aspecte ale societății. Acum, pe final, iată câteva curiozități despre salariu. În anul 2015, cel mai mare salariu din România era de 147.000 de euro în mână lunar. Posesorul era un angajat în mediul imobiliar. În doar 11 județe din România, femeile au primit în 2016 un salariu mai mare, dar nu semnificativ, față de cel al bărbaților: în Bistrița Năstăud, Sălaj, Călăraș, Harghita, Neamț, Ialomița, Vrancea, Satu Mare, Suceava, Botoșani și Vaslui.
În Vaslui, județul cu cea mai mare rată a șomajului, femeile câștigă cu 8% mai mult decât bărbații. În 2018, primarul municipiului Alba Iulia, liberalul Mircea Hava, are un salariu sau o indemnizație lunară de 21.375 de lei. Acesta este cel mai mare salariu de primar din România. Și apropo, de-a lungul timpului, deși vorbim toți despre acest salariu, nu toți vorbesc și corect. Chiar și atunci când îi se zicea remunerație, uneori era scris și pronunțat greșit ca renumerație, lucru caricaturizat și prin personajul Pristanda în piesa de teatru O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Familie mare, renumerație după buget mică, iar astăzi, chiar dacă mergem la Scârbici pentru a fi remunerați, îi spunem întotdeauna salariu, nu salar.